aici ce să fac? Ia stai puțin. Mâine cumva e joi. Mâine am chimie! Oh, nu. Și trebuia să fac un experiment. Ne. O bancă. Ce să fac cu bancă? Nu, nu, nu asta. Un pix. Hai să încercăm până la urmă ce am de pierdut. Ok. Așa, am revenit, deci, ok, o las aici și sper să se întâmple ceva până mâine, că altfel o să am doi. Între timp, în birou la director. Pe care profesor de geografie să angajez, că habar nu am. Dacă aș reangaja pe fostă profesoară, chiar dacă n-a apărut în niciun episod, măcar să apară în asta, ok, hai să o sun și să o reangajez. A doua zi la școală. Deci urmează geografia și am lecție, da, urmează geografia și apoi chimia, ai de capul. Bună ziua, elevi, astăzi o să vă scriu pe tablă ce trebuie scris și o să vă dau de povestit, ok? Ok, s-a terminat și lecția, fie ar să fie, urmează chimia. Ia să vedem, s-a întâmplat ceva până azi? Absolut nimic. Dacă nu o să se întâmple, e clar, o să am notat doi direct. Bună ziua, elevi! Astăzi o să vă dau note la experimentele pe care le-ați făcut. Deci, hai să începem. Primul pe listă este... Denis! Denis, este prezent? Da, doamnă, sunt prezent, dar din păcate n-am reușit să fac experimentul, am uitat de el. N-ai făcut nimic, am uitat de el. Păi, îmi pare rău, dar o să strec pentru azi. Nota 2. Următorul este Alex. Arată-ne proiectul. Da, doamnă profesoară, ăsta este experimentul meu, nu e cel mai bun, că și uitasem și-l făcusem aseară. Deci, hai să analizăm. Păi, îmi pare rău, dar pentru azi ai nota 2. Da, cam asta a fost și lecția, eu mă duc și o să vă trec notele în catalogul electronic. Deci, ne vedem săptămâna viitoare, aveți din nou un experiment de făcut. Băgă-mi și picioarele din nota 2, știam eu că nu o să reușesc să fac experiment bun. Se putea și mai rău, puteam să iau chiar și unul. Bă, Alex, nu te întrista, adică tu măcar ai făcut ceva, eu n-am făcut nimic, că uitasem de proiect, Da, Denis, ai dreptate, da, adică doi, totuși, nu vroiam nota asta, dar dacă nu s-a putut mai mult,